cum și de oricum noi și că ne vrei pentru tine. Ne-ai chemat la întâlnirea cu cuvântul și în această dimineață și să fiind la început de an, am vrea să ne predăm ție, să schimbi inimile noastre și cuvântul să transforme întreaga audiență. Vrem ca să slujim și vrem să ne faci demn să stăm înaintea ta și să ne achităm de slujbele de care ne-ai chemat. Prin Domnul Hristos, cel mai curs, sunt peste noi. Amin. În numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem aceste momente cu imnul 248. Doamne, spre Tine privim! Părinte veșnic, îți mulțumim din toată inima pentru că ești alături de noi în aceste momente. Îți mulțumim din toată inima pentru că și anul acesta vrei să ne călăuzești spre plaiuri cerești pe care Tu le-ai pregătit pentru noi. Te rugăm din toată inima, Doamne, ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine decât am făcut-o de obicei. Te rugăm din suflet, ajută-ne să studiem mai mult din cuvântul Tău anul acesta, văzând că toate semnele pe care Tu ni le-ai prezis de ani de zile se împlinesc cu repeziciune. Te rugăm din suflet să binecuvintezi întreaga asistență din această biserică. Pe frații noștri, pe surorile noastre, pe prietenii noștri de adevăr, pe vizitatorii noștri. Te rugăm și pentru frații care astăzi n-au putut să se bucure împreună cu noi. Să-i binecuvinteze acolo unde sunt și să-i ajut, Tată bun și sfânt, să nu se simtă singuri. Te rugăm în mod deosebit să-l binecuvintezi pe servul Tău care astăzi ne împarte cuvântul Tău. Te rugăm din toată inima, ascultă slabele noastre rugăciuni și ajută-ne, Tată bun și scump, pe fiecare dintre noi să facem lucrarea la care Tu ne-ai chemat și în acest an. Ajută-ne să nu facem nimic din duh de ceartă și de mândrie, să facem totul pentru slava și onoarea numelui Tău. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amin.
Ziua bună tuturor, pacea Domnului Iisus, pacea Domnului. Așa, e altceva. Mă bucur să vă întâlnesc în casa de rugăciune a adventiștilor de ziua 7-a din Pitești. Mă bucur să vă spun bun venit celor care ne sunteți oaspeți, vizitatori. Sperăm ca același Duh care ne însuflețește pe noi astăzi la închinare să vă însuflețească și pe dumneavoastră și binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi să le frângă și să vi le împărtășească și dumneavoastră. Mă bucur să-i salut și pe cei care ne urmăresc online. Știu că sunt foarte mulți dintre noi bolnavi, unii așa de pe o zi pe alta au cedat bolii, gripei, nu știm, viroze, ciorfii. Sperăm ca de oriunde ne auziți să puteți recepționa și dumneavoastră mesajul ce va fi frânt astăzi din partea lui Dumnezeu pentru noi. Am câteva anunțuri pe care aș vrea să vi le împărtășesc. În primul rând, vă aduc un gând ce vine din partea fraților care alcătuiesc Comitetul Conferinței Oltenia. Suntem la început de an și a venit o scrisoare, o felicitare, nu am un format fizic, trebuia să ajungă la mine, de asta acum o descărcam că nu puteam să o citesc înaintea dumneavoastră. Este semnată de președintele George Zbârnea, secretar Niță Petre, trezorieră Ducan Viorel și directorii de departament. În noul an să vă bucurați de binecuvântarea lui Dumnezeu, având parte de o viață împlinită, sănătate deplină și credința autentică în așteptarea fericită a speranței noastre. Dumnealor așează sau atașează și un psalm, că tot vorbim de cartea psalmilor, făgăduințe minunate din cuvântul lui Dumnezeu, 84:11. Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slava sa nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Primiți salutul fraților din partea conferinței Oltenia pentru noul an și să fim mânați împreună alături de dumnealor de același gând. Pentru cei care nu ați luat făgăduințe duminică seara, sugestia ar fi ca să încheiem și chestiunea aceasta. Când se termină serviciul divin, la comitet există câteva păstrate și pentru dumneavoastră. Nu putem garanta că le vom putea păstra la nesfârșit. Adică mergem și pe principiul primii veniți, primii serviți, mai sunt câteva zeci și rugămintea ar fi să luați decât strictul necesar pentru dumneavoastră și maxim pentru o persoană, două, trei, să zicem, dintre cei apropiați. Eu știu, poate pot fi părinți, pot fi copii, dar acum dacă luăm pentru tot neamul, ar trebui să le ia o persoană pe toate cele rămase. Sperăm să ajungă și să fiecare membru al bisericii să poată avea o făgăduință din partea lui Dumnezeu pentru noul an. Pentru că suntem la începutul anului, așa cum este rânduiala financiară în cadrul bisericii noastre, trebuie reînnoit comitetul financiar. Anual, acest comitet se reînnoiește independent cumva de slujbașii care au fost aleși în cadrul comitetului financiar la adunarea electivă. Prin urmare, aș vrea să oferim un cuvânt de mulțumire sorei Petcu, sorei, o văd pe sora Enăchescu, este acolo, se uita într-o altă direcție, de asta nu vedeam, pe fratele Giban Marian, nu-l văd, îi mulțumim și dumnealui, și fratelui David Prioteasa, sper că nu greșesc, n-a mai fost nimeni altcineva implicat anul acesta, le mulțumim pentru că după ce se încheie serviciul divin, dumnealor și-au luat din timpul dumnealor ca alături de casier și ajutoarele de casier să rezolve chestiuni financiare deosebit de importante pentru biserica noastră. Prin urmare, propunerea Comitetului Bisericii pentru noul comitet financiar este ca fratele David Prioteasa și sora Enăchescu să fie cele două persoane care să facă parte din noul comitet financiar. Aș vrea să știu dacă se susține propunerea. Se susține. Câți dintre noi ca membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Pitești suntem de acord? Vă rog să ridicăm mâna dreaptă. Mulțumesc. Împotrivă? Împotrivă?
Nu, mulțumesc. Vreau să vă împărtășesc câteva lucruri pe care le-am și scris în buletinul informativ pe care l-am atașat grupului bisericii de pe WhatsApp, însă vreau să vă și indic câteva aspecte. Într-un mod așa neașteptat, mai precis ieri, s-a concretizat vizita unei echipe din partea redacției Semnele Timpului pentru sâmbăta următoare în biserica noastră. Norel Iacob, care este redactor șef la revista aceasta, va fi prezent cu noi începând de dimineață, iar după amiază lui îi se va atașa o echipă cu care el lucrează la acest proiect frumos, un proiect misionar, și l-am invitat în carne și oase să ne spună puțin mai mult despre conceptul Semnele Timpului, despre istoria acestei biserici la nivel mondial, istoria acestei reviste în cadrul bisericii noastre la nivel mondial, despre istoria revistei în țara noastră și despre proiectele pe care le are pentru anul acesta cu această revistă. Vă invit, e un om de calitate, are informații deosebit de prețioase pe care să le împărtășească cu noi și vă invit să luați parte la acest eveniment. Proiectul de tineret intitulat Paris va debuta diseară și toți tinerii și copiii peste vârsta pe care ei deja o știu, 12, da, 12 ani, sunt invitați la un eveniment pregătit special pentru ei, începând cu ora 18:30. Este ultima ocazie când se pot înscrie în proiect. Sunt așteptați și cei care nu vor să participe și să se țină cumva legați de proiectul acesta, dar sunt invitați și ne bucurăm să participe la întâlnirile noastre ori de câte ori pot. Masa de părtășie organizată pentru sabatul 2 nu vom putea avea sâmbătă, pentru că contextul face de așa manieră să nu ne putem organiza bine pentru sâmbătă. Prin urmare, în sabatul 3, toate grupele de diaconie, de care răspunde fratele Istrate, toți diaconii, diaconesele, alături de vizitatorii noștri din sabatul al 3-lea, vor fi invitați la o masă de părtășie. Frații mei, trebuie să știți că avem în ce să investim resurse, energie, avem unde să petrecem timpul. Lucrul ăsta îl facem pentru noi, ca biserică, ca și comunitate. Așa a fost gândit proiectul acesta. Prin urmare, atunci când urcăm, nu mergem doar să servim o masă. Avem ce să mâncăm fiecare acasă. Și probabil o fi mai bun, nu știu. Dar scopul pentru care organizăm astfel de momente este acela de a mai sta unii cu alții, de a ne mai cunoaște, de a mai împărtăși din experiențele noastre. De ce nu ne rugăm acolo unii pentru alții? Putem răspunde la întrebările oaspeților noștri, putem cunoaște mai bine. Faceți din timpul ăsta un timp de calitate, să nu fie pe fugă, să nu fie grabă, nu urcați să bifați că ați mai mâncat o masă la biserică. Nu despre asta este, ci despre a fi împreună. Masa e doar pretext, să știți. Masa este doar pretext. Mulțumesc că vă veți implica și că atunci când prezbiterul de serviciu, frații și surorile diaconese vor apela la dumneavoastră, veți răspunde cu bucurie, mânați de un gând de a fi alături la o masă de părtășie cu frați, alături de care poate nu mâncați decât o dată la nu știu câți ani. Mulțumesc! Vom avea un proiect evanghelistic public la Pitești. Este practic ultima săptămână plină din luna februarie și început de martie, 23 februarie, 2 martie. Este invitat special pastorul Emmanuel Ban, este pastor la Paris. Ne-am bucurat că a acceptat invitația noastră. Săptămâna trecută am primit și confirmarea Federației Adventiste de Nord din Franța, care a validat solicitarea noastră, așadar el va fi cu noi și prin urmare în sabatul din 2 martie, deci la sfârșitul evanghelizării, vom avea și un botez în biserica noastră. Sunt deja niște persoane care se pregătesc de niște luni bune, vor să se boteze, să încheie legământ cu Dumnezeu și ne-am bucurat să avem o sărbătoare frumoasă. Este un proiect al Conferinței Generale cu care suntem deja familiarizați, 10 zile de rugăciune și consacrare. Proiectul începe începând cu data de 10 ianuarie,
Când voi primi ceva mai multe informații, 10 înseamnă zilele următoare. Am să le pun pe grupul bisericii ca să cunoaștem amănunte și detalii despre el. Al doilea weekend din luna februarie va fi unul special pentru companionii din întreaga țară. Ei sunt chemați la Stupin pentru un festival aparte, un festival național Compa. Probabil în funcție de interes ne vom deplasa și noi cu echipa de companioni, însă e bine să știe și părinții, să știe și biserica despre proiectul acesta. De asemenea, Olimpiada de Cunoștințe Biblice debutează cu faza locală la sfârșit de februarie. Este ultima duminică din luna februarie. Mai sunt niște săptămâni, v-aș ruga mult de tot, dragi părinți, bunici, să-i mai mobilizați pe copii, pe tineri, să citească Biblia, să o citeze atunci când au ocazii și de ce nu să se pregătească și pentru momentul acesta când debutăm practic în tot ceea ce cunoaștem în cadrul bisericii noastre, Olimpiada de Cunoștințe Biblice. La fratele Alin Popa mai găsiți, nu s-au dat foarte multe, de fapt doar câteva, devoționale de tineret. Costă 35 de lei, sunt scrise foarte bine, așa, un mesaj spiritual de calitate, cu provocări, costă 35 de lei și încă mai are. Ultima informație pe care aș vrea să o cunoașteți e legată de data de 7 decembrie, deși, iată, e o lună de când s-a petrecut, am uitat, să fiu sincer, să vă anunț lucrul acesta, însă nu-i târziu nici acum, trebuie să știți că în acea dată, la Uniune, a avut loc o întâlnire, întâlnire la care au participat președinții tuturor conferințelor din țara noastră, directorii de departament al educației și câțiva directori de școli. Oamenii aceștia au format ceea ce va fi cunoscut de la acea dată înainte, Consiliul Național de Educație al Uniunii Române. Printre primele decizii ce au fost luate la acel Consiliu a fost ca la nivelul conferințelor să se organizeze un astfel de comitet local de educație, unde să fie implicați administratorii, directorul de departament de educație și directorii de școli din teritoriu, astfel încât deciziile care se iau la Uniune la nivelul Departamentului Educației să poată fi implementate mai repede și mai ușor și la nivelul conferințelor. Astfel încât să avem cumva o gândire unitară, planurile pe care le facem să fie aplicate unitar. Am zis că e bine să știți informația aceasta, e valoroasă și consider că e un pas foarte mare făcut de biserica noastră în domeniul acesta al educației. E un lucru pe care l-am mai anunțat, este cineva care are un calculator pe care îl poate dona într-un scop nobil, este bun, este funcțional, mă puteți aborda în direcția aceasta și vă pot pune în legătură cu persoana care deține acest calculator și îl poate dona. Dragii mei, până ne revedem în forma aceasta, ca să deschidem cuvântul, urmează să avem un moment în care sufletele noastre vor fi mișcate înaintea lui Dumnezeu pentru a pregăti momentul dăruirii. Vom urmări un material video, apoi vom avea povestirea pentru copii, o cântare de cor și apoi vom deschide cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață. Să ne facă Domnul bine sufletelor noastre, să ne ține aproape de El și mințile noastre să fie pe frecvența divină, astfel încât să recepționeze mesajul pentru dimineața aceasta. Ședere plăcută în casa de rugăciune. Amin. O cameră cu un prieten apropiat, ambii fiind pasionați de cauza adevărului. În timp ce Martin Luther a decis să lupte pentru reformă, prietenul lui a rămas în mănăstire rugându-se pentru el. Într-o noapte, colegul lui Luther a avut un vis. A văzut un câmp gata pentru seceriș și un om care încerca să adune toată recolta singur. Era tocmai Martin Luther. A înțeles atunci că trebuia să înceapă să lucreze cu el. Mulți oameni își pun ținte la sfârșit de an. Unii își doresc să înceapă să facă sport, alții să economisească bani sau să slăbească. Însă, nicio rezoluție nu este la fel de importantă ca cele legate de viața spirituală.
Ce ținte ar trebui să se afle în partea de sus a listei noastre? 1. Pune deoparte în fiecare dimineață un timp special pentru citirea Bibliei, a lecției școlii de sabat și pentru rugăciune. 2. Strângeți-vă la oaltă la începutul și la sfârșitul fiecarei zile pentru altarul familial. 3. Reafirmă-ți angajamentul de a respecta sabatul de la apus la apus. 4. Participă regulat la serviciile de închinare din biserică. Nu permite opțiunilor virtuale să înlocuiască prezența ta fizică în casa Domnului. 5. Reînnoiește-ți angajamentul de a fi credincios în înapoierea zecimii și a darurilor, ori de câte ori Dumnezeu te binecuvântează cum venit. Acum, când începe această călătorie de la intenție la acțiune, amintește-ți că poți totul în Hristos care te întărește. Când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Să ne rugăm împreună. Părintele nostru care ești în ceruri, Doamne, îți mulțumim pentru sabatul acesta minunat. Îți mulțumim, Doamne, că putem să venim în casa Ta să-Ți aducem laudă și mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai fost alături și luna aceasta. Îți mulțumim că am avut de toate și nu am dus lipsă de nimic. Îți mulțumim pentru puterea de muncă, îți mulțumim pentru că Te îngrijești de noi. Și îți mulțumim, Doamne, și pentru studiu. Îți mulțumim, Doamne, că putem să venim la picioarele Tale încredințați că Tu ești Cel care ne binecuvântează. Și avem credința, Doamne, că nu ne-ai binecuvântat doar pentru noi, ci ne-ai binecuvântat ca să fim o binecuvântare. Ajută, Doamne, ca bănuții aceștia care s-au dus în casa Ta de rugăciune să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Și fă ca cuvântul Tău să ajungă la inimile oamenilor. Îți mulțumim, Doamne, și Te lăudăm în numele Domnului Hristos. Amin.
cred că este bucuros, Domnul, că voi veniți așa repede, repede la El. Adică veniți cu toată inima. Dar zic eu că ar fi un pic și mai bine dacă voi ați veni mai liniștiți așa, fără să alergați atât de tare, să se audă atât de rău tropăiturile. Ce ziceți? Încercăm data viitoare? Ei, dacă nu încercăm, nu reușim, dar dacă încercăm, poate vom reuși. Aș vrea să-i felicit pe cei 7 copii, pe cei 7 copii care și-au adus desenele pe care, despre care eu v-am spus sâmbăta trecută. Vă mai amintiți ce povestire a fost? Ce povestire a trebuit să desenați voi? Cu ce era? Cum era povestirea? Uite, știi, Adina. Cu bunul samaritean. E important să ținem minte că dacă nu ținem minte, atunci ne cam perindăm degeaba aici în față, venim degeaba. Doar că uneori să mai primim ceva. Cred că cele mai bune lucruri pe care le primim sunt informațiile, pentru că ele nu se termină. Așa, dacă mâncăm o dulciurică, se duce în burtica noastră și s-a dus. Dar o informație rămâne aici în minte și întotdeauna este bine să o avem acolo, că nu știm când vom avea nevoie de ea, da? Așa este și cu povestirile. Vreți să vă dați un pic mai încoace, vă rog, ca să vă pot vedea mai bine? Mulțumesc! M-am gândit dacă vreodată v-am spus vreo povestire, vreo întâmplare din viața mea. Și nu mi-am amintit. Am zis, cred că nu le-am spus niciodată nicio întâmplare din viața mea. Iar eu în viața mea, de copil, am o întâmplare foarte interesantă. Una dintre ele este foarte interesantă. Sunt mai multe întâmplări, cum aveți și voi, dar una dintre ele este de-a dreptul... O să vedeți voi. Aveam vreo 9-10 ani, așa. Nu, n-aveam 10 ani, că nu eram în clasa 4. 8-9 ani aveam. Între 8 și 9 ani. Și mă jucam, eu am locuit la bloc. Și mă jucam în fața blocului cu o prietenă de-a mea, cu un an mai mică decât mine. Și când ne jucam noi, am început să vorbim despre părinții noștri. Nu știu dacă voi când vă jucați vorbiți despre părinții voștri, dar am început să-i analizăm și am zis așa, vai, dar ce urât se poartă mama cu mine. Niciodată nu mă lasă să stau și eu mai mult decât trebuie afară. Când îi spun, hai, mai lasă-mă puțin, nu, vină în casă. A, zice fetița, prietena mea, o chema Andreea. Păi așa sunt și ai mei. De fiecare dată când le cer ceva, ei spun, păi iarăși îmi cer, nu ți-am mai luat data trecută, nu? Și mereu mi-aduc argumente, nu, 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 n-avem niște părinți, am concluzionat noi, n-avem niște părinți prea buni. Ei, vecinii noștri, și am început să dăm noi exemplu, cei de la 1, ai văzut ce frumos se poartă, ei întotdeauna au de toate, au și pe aia și ce cerci, dar ai noștri nu sunt așa. Și am zis, ce părinți răi avem. Și după ce am ajuns la concluzia asta, am zis, trebuie să facem ceva cu părinții ăștia, dar ce să facem noi cu ei? Că nu putem să-i schimbăm, că tot părinții noștri rămân. Dar am zis, uite, n-avem părinți buni, dar eu am un bunic așa de bun, hai să plecăm la bunicul meu. Păi și unde e bunicul tău? Stă pe aproape? No, trebuie să schimbăm vreo 2 sau 3 trenuri până acolo și ajungem. Eu știu să ajung. Eu mai fusesem la bunicul și singură și cu mama și știam să ajung. Și zic, dacă am merge la el, am trăit ca în paradis. Ne-ar cumpăra de toate, că are pensie, avem casă, stăm la țară, avem unde să ne jucăm. Hai, mergem? Păi zice fetița, ar fi frumos. Eu știu, nu știu cum să facem, să mergem sau să nu mergem. Hai să mergem, zice ea. Și am plecat. Am mers până la gară vreo 2 km. Și la gară am constatat că atunci când trebuie să urci în tren, trebuie să-ți iei bilet. Dar noi nu aveam bancă, plecasem de la joacă. Și am zis, ne urcăm în tren și fără bilet.
că noi suntem copii și nu ne lasă controlorul în pace. Am urcat în tren, am mers noi vreo 3-4 stații de tren, nu știu dacă voi ați fost cu trenul, dar înseamnă ceva, o distanță destul de lungă, și apoi am început să ne gândim, dar dacă ne caută părinții? Că ei sigur diseară o să ne strige de pe afară, de pe unde suntem noi, o să ne strige să venim acasă, dacă ne caută. Și dacă nu ne găsesc, să vezi ce bătaie o să luăm după aia. Se mai obișnuia pe atunci. Și am zis, nu e bine ce am făcut. Hai să coborâm din tren. Să coborâm să ne întoarcem acasă. Era pe înserate când vă povestesc treaba asta și am coborât din tren. Și am zis, mă, dar încotro o fi casa noastră. Că am mers 4 stații de tren, e mult. Și zic că eu am fost cu ideea, dacă mergem pe linia de tren, ne duce fix la gara de unde am plecat. Și ajungem acasă. Și am început să mergem pe linia de tren. Și la un moment dat, nu știu cât am fi mers noi pe linia de tren, vorbeam. Mi-aduc aminte că era pădure, într-una, în dreapta parcă, în dreapta. Și de acolo din pădure a ieșit de pe un drum forestier un car. Voi știți ce este carul? O căruță așa mai veche, cu niște boi și cu doi bătrânei cu fân. Carul era plin cu fân și bătrânei fuseseră la adunat de fân de pe undeva, de pe o pajiște de acolo. Și când ne-au văzut, ne-au strigat. Mă copii, ce-i cu voi așa pe înserat pe linia de tren? E periculos pe unde mergeți. Ce căutați pe acolo? Ne ducem acasă, am zis noi. Păi unde e casa voastră? Și noi am spus localitatea de unde eram. Acolo e casa noastră. Văleu, zice, păi așa departe. E foarte departe, voi cu ce ați ajuns aici? Cu trenul. Și s-a uitat bătrânelul la bătrânică și invers și a zis, haideți la noi acasă în noaptea asta. Se lasă întunericul, urmează o bună porțiune în care este doar pădure și e periculos pentru voi. Doi copii, două fete să mergeți noaptea prin zona aceea. Haideți la noi acasă. După ce ne-au spus oamenii, ne-au făcut imaginea aceasta că vine noaptea și că urmează pădurea, a început să ne fie frică. Și am zis, da, noaptea prin pădure, două fete, cine știe, cu animale, eu știu ce or fi pe acolo, vulpi, lupi. Mergem la oamenii ăștia acasă sau nu mergem? Mergem! Și ne-au urcat oamenii în căruță, în car și ne-au dus la ei acasă. Mi-amintesc și acum ce ne-au dat să mâncăm, pâine cu lapte. Într-un castron. Și a zis, uite, mâine dimineață, a zis bătrânelul, vă duc eu la autobuz, că e mult de mers până la voi acasă, trebuie să urcați în autobuz și să coborâți. O să vorbesc cu șoferul să coborâți acolo unde trebuie. Și așa a făcut. Noaptea aia nu prea, când ațipeam eu, mă trezea prietena mea, când ațipea aia o trezeam eu, nu prea am dormit. Că la ce credeți că ne gândeam? Voi la ce v-ați fi gândit? La părinți. Dar nu ne-am gândit ce frică or trăi părinții noștri, ce teamă, ce zbucium, că noi nu eram acolo lângă ei. Noi ne-am gândit cât de tare o să ne bată pe noi părinții, cât o să ne urecheze, ce pedeapsă o să ne dea pe viitor. Și ne-am gândit cum să scăpăm de pedeapsa respectivă. Am inventat tot felul de planuri. Și a doua zi bătrânelul ne-a pus în autobuz, a vorbit cu șoferul, l-am coborât unde trebuie și noi eram cu planul gata să-l spunem părinților. Anunțaseră poliția, ne căutaseră toată noaptea. Și a doua zi ne-am dus acasă și ne-am întrebat, pe unde ați umblat? Le tremurau picioarele, erau plânși, erau obosiți. Și noi am zis, păi ne-am rătăcit în pădure. Și am dormit în pom de frică. Am spus o minciună. Ce să facem ca să scăpăm de bătaie? Nu ne-au bătut atunci, că erau prea temători, dar nici adevărul nu ni l-am spus niciodată. Mama mea
Nici acum nu știe unde am fost eu. Și vreau să vă spun că mi-e cam frică să-i spun că cred că m-ar bate și acum. La ce frică a tras ea atunci, la cât de mult s-a zbuciumat sufletul ei și al tatălui meu, cred că și acum i-a trage o palmă, cât sunt eu de adult. Știți de ce v-am spus povestea aceasta? Nu e una cu care să mă mândresc. Când mă gândesc doar eu la ea, mi se pare hazlie. Dar vreau să știți un lucru, că părinții voștri nu sunt răi. Sunt cei mai buni și vă iubesc cel mai mult din lumea asta. Niciodată să nu vă gândiți să plecați de lângă ei că e mai bine în altă parte. Niciodată. Părinții voștri sunt cei care ar face orice pentru voi și dacă uneori vă spun nu, nu pot să-ți dau asta, nu e bine cealaltă, este pentru că vă iubesc. Ei vor și știu ce e cel mai bine pentru voi. Întotdeauna să-i ascultați și să rămâneți lângă ei. Și știți ce am învățat eu din povestirea aceasta, dar acum ca adult am învățat? Că Dumnezeu are mare grijă de noi. Mare grijă de noi. A trimis acei doi bătrânei ca să aibă grijă de noi toată noaptea, să ne țină la ei acasă și să se poarte așa de frumos cu noi. Mi se puteau întâmpla lucruri rele, dar Dumnezeu ne-a iubit și ne-a ocrotit. Și așa va face El și pentru voi și a făcut și pentru voi. Dumnezeu să fie cu voi, să vă prețuiți părinții pe care îi aveți, sunt cei mai buni. Și să nu uitați că întotdeauna sunteți sub protecția Lui, și voi și noi, cei mai mari. Acum, data trecută am promis că aceia dintre voi care nu uită și aduc desenul cu povestirea de data trecută, adică cu samaritanul milos, vor avea un premiu, un cadou, da? Voi v-ați ținut de cuvânt, trebuie să mă țin și eu de cuvânt. 7 copii au adus desenele și sunt în hol. Ele vor sta tot sabatul acolo ca să le privească și adulții și ceilalți copii și să învățați să vă țineți promisiunea. Când promiteți ceva, să nu uitați, da? Așadar, veți merge la locurile voastre, eu voi merge cu voi acolo în hol și voi premia pe cei care și-au ținut promisiunea și n-au uitat. Dumnezeu să vă dea un sabat frumos, binecuvântat și încă o dată să vă iubiți părinții.
Mulțumim pentru cântarea de cor. Ar fi trebuit să-i vedeți. Probabil i-ați văzut pe unii cu limbi albastre de la Decasept, pe alții dregându-și vocea frecvent. E de apreciat că așa, cu multe voci în pioneze, am reușit să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Amin? Dragii mei, suntem la început de an și vi-l aș dori așa cum vi-l dorește Dumnezeu, cu sănătate, cu fericire, cu bucurie, cu prosperitate. Sunt convins că Dumnezeu ni-l dorește cu un duh de pocăință, cu smerenie, un an cu umilință, cu biruințe și de ce nu un an fără păcat. Mă tot gândesc să vă spun de mult ceea ce urmează să vă împărtășesc astăzi, însă am zis că poate n-ar trebui să mai mergem în noul an cu aspectul ăsta nerezolvat. Pe de o parte, e o observație pe care am făcut-o și, de ce nu, este subiectivă, ca orice observație personală. Poate că voi putea fi acuzat că am ceva cu cineva, dar trebuie să știți din start că n-am nimic cu nimeni, nici n-am pe nimeni în vizor, nici nu mă gândesc la cineva anume când vă voi spune lucrurile de astăzi. Mai tragic este că mi-a fost atrasă atenția în calitate de pastor cu privire la lucrurile despre care urmează să vorbesc cu dumneavoastră. Și aici mi se pare că e deja mai grav. De ce? Pentru că văd și alții. Și înseamnă că e o chestiune pe care trebuie să o rezolvăm, trebuie să o abordăm, să o tratăm și să o remediem. Trebuie să știți încă din start că lucrurile despre care urmează să vă spun, mi le-am spus întâi mie și mă străduiesc pe cât posibil să le rezolv în relație cu ai mei, în familie. Pe de altă parte, voi încerca astăzi să-mi fac și datoria de pastor al nostru, al tuturor, pentru că nu vreau să port singur responsabilitatea pentru problema asta. Iar începând de astăzi, de când vă spun oficial, fiecare va trebui să-și poarte vina. Ca să înțelegeți un pasaj pe care vreau să vi-l relatez din Sfânta Scriptură, vreau să vă spun câteva lucruri despre Ezechiel. E un personaj biblic pe care îl îndrăgesc foarte mult și e cartea mea preferată, cartea lui Ezechiel. Este fiul lui Buzi, preotul. E dintr-un neam de leviți, omul acesta. Și a fost ales de Dumnezeu încă din tinerețe să fie profet pentru o colonie evreiască ce fusese strămutată din Iuda, de la Ierusalim, la râul Chebar, în Babilonia. Undeva un afluent al râului Eufrat. Ei bine, ceea ce urmează să vă spun se întâmplă pe 7 septembrie 591, înainte de Domnul Iisus Hristos. Sunt cam 14 luni, au calculat niște specialiști, de când Dumnezeu îi se revelase pentru prima dată. Și ceea ce urmează să citim are loc în casă la el. Era acasă și înaintea lui stăteau bărbații lui Iuda. Erau dintre oamenii mai înțelepți, dintre bătrânii poporului. Și primește o viziune, o vedenie, știți despre ce? Despre templu. O viziune despre templu. Când am citit, vă spun sincer, parcă am trăit așa un pic în perioada copilăriei, când jucam jocul, sigur l-ați jucat și dumneavoastră, era joc de sabat. Ce mai era pe acolo? Știți? Când cineva își imagina un scenariu biblic și partenerul de joc întreba și ce mai era pe acolo. Și el trebuia să dea detalii astfel încât celălalt să ghicească la ce s-a gândit, la ce personaj biblic. Dacă aveți Scriptura, vă invit să deschideți împreună cu mine și așa să înțelegem puțin ceea ce îi spune Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 8, în Sfânta Scriptură, pagina 808. Ezechiel 8 cu 1. În al șaselea an, în ziua a cincea lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om.
De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între cer și pământ și m-a dus în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care căuta spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava lui Dumnezeu era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Vezi? Dar vei vedea și alte urâciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta cetății, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia și sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi. Intră și vezi urăciunile pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare, de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iahazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi? Vezi? Vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit țara. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului, dinspre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care îl plângeau pe Tamuz. Și mi-a zis, vezi, fiul omului, vezi? Vei mai vedea și alte urăciuni, mai mari decât acestea. Și m-am dus în curtea din lăuntrul casei și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis, vezi? Vezi, fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că se vârșesc ei urăciunile pe care le se vârșesc aici? Trebuia să mai și umple țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Știți care este cuvântul care se repetă? L-ați văzut? Vezi? Să știți că se repetă în 11 ocazii. Vezi, a vedea, am văzut, m-am uitat, mi-am ridicat ochii, toate au de-a face cu privitul. Vezi? Vezi fiul omului și după ce vede și se îngrozește, își pune mâinile în cap, deci stai așa, stai liniștit, că n-ai văzut tot. Îl duce la poarta altarului, dinspre nord, și vede acolo un idol, îl numește idolul geloziei. De ce? Orice idol stârnește gelozia lui Dumnezeu, care e un Dumnezeu gelos și vrea exclusivitate. Îl duce apoi la intrarea curții și face o spărtură în zid și acolo vede tot felul de animale. Spun specialiștii care au cercetat chestiunea asta că erau
cumva chipuri de animale asociate cu puteri magice pe care le învățaseră, le moșteniseră de pe la egipteni. Vede apoi la intrarea casei Domnului, vede niște femei care îl plângeau pe Tamuz. Este zeitatea Dumuz, o zeitate sumeriană a vegetației. Știți, și așa cum sunt ciclurile astea agrare, că vine primăvara când semeni, așa și zeitatea învia. Când venea toamna și iarna, murea și îl plângeau. Vezi? Și mai vede între pridvor și altar, vede 25 de oameni stând cu spatele, dosul e ca să nu zică cu fundul, știți? Spre chivot. Trebuie să știți că templul de la Ierusalim, sanctuarul, cortul întâlnirii, a fost unicat în antichitate. Știți de ce? Elemente au mai existat și în alte temple păgâne. Dar prin poziționarea lui era unicat. Se intra dinspre răsărit. Și trebuia să te întorci cu fața preotul. Spre apus mergeai către chivot. În orice templu păgân erai fix invers. Intrai dinspre apus cu fața spre răsărit. Așa sunt și orice biserică de astăzi e organizată așa. Trebuie să intri cu fața spre răsărit. Totul era impregnat de păgânism. Se închinau soarelui. Două detalii atrag atenția, dragii mei. În toată mizeria și batjocura asta, ce se desfășura, cu ce mai rămăsese prin țară, că au fost 3 deportări, Biblia spune, versetul 4, că slava lui Dumnezeu era tot acolo. Asta înseamnă că mai era har, mai era o speranță. Și doi, în toată chestiunea asta, în tot capitolul, atrag atenția două chestiuni. Versetul 6, că făceau lucrurile astea, spune Dumnezeu, fac în adins ca să mă dea afară. Să mă dea afară din locașul meu cel sfânt. Și versetul 17. Ca să mă mânie. Fac astea ca să mă mânie. Vă puteți imagina așa ceva? Dumnezeu să insiste, să rămână. Iar omul să facă tot ce poate să-l dea afară. Provocarea zilei. Imaginați-vă că sunteți Ezechiel. Vă ia Dumnezeu în viziune și vă întreabă, sau te întreabă, ce vezi? Ce vezi în biserica ta? Ce ar spune Dumnezeu despre tine, despre familia ta, despre noi toți, familia lărgită a bisericii? Nu e așa că ar da cortina și ar arăta niște păcate ascunse. Ce, cum, de ce, care? Le-ar identifica. Și sunt convins că sunt multe, dar nu despre asta e vorba astăzi. Pentru că păcatele noastre ascunse țin de Dumnezeu. El este singurul judecător și sunt în mâna Lui. Le-a păstrat pentru El. E bine că nu sunt lăsate în seama noastră. E bine că noi nu citim gândurile, nu citim inima. E bine că sunt acolo în seama Lui. Și sunt lucruri pe care ni le putem rezolva personal cu El, în relație cu El. Dar, dragii mei, ce ar zice Dumnezeu despre ce se vede? Despre asta vă provoc să discutăm în minutele care ne-au rămas. Pentru că avem o datorie morală, ca măcar ce se vede în deopște, să punctăm, să nuanțăm și să încercăm să corectăm. Hai să vă arăt ce se vede. N-am cum să vă arăt. Am zis să fac asta, dar m-am încurcat un pic astăzi. Voiam să fac ceva, dar poate într-o altă ocazie. Hai să vă arăt un pic cum suntem noi.
așa, înaintea lui Dumnezeu. Știți ce e asta? Ce e? Nu e pauză. Este cu 30 de secunde înainte să noi să urcăm la anvon. Când ești în clasă, nu mai ești în pauză. Pauza e de ieșit afară, e de recreație, e de pipi, e de altceva. Când ești în așezat, nu mai e pauză. Dragii mei, mă frământă de multă vreme treaba asta. V-am mai spus-o eu și voalat și asta, unii v-ați mai supărat pe mine. Da, am zis că astăzi nu vă spun nimic, eu. Și n-am făcut altceva și nu o să fac nimic altceva decât l-am rugat pe Dumnezeu să spună El, că a spus-o și știți de cât, a spus-o și o tot spune de vreo 100 și ceva de ani. Tot repetă treaba asta. Vreau să vă citesc și am să citesc mult și am să insist să nu plecați până nu termin. Să vedeți cum se vede dinspre Dumnezeu. Și ce i-ar spune el oricărui Ezechiel cinstit de astăzi, care ar vrea să vadă așa cum vede Dumnezeu. Pentru că să știți, chestiile astea nu le schimbă pastorul și comitetul. Astea se schimbă la nivel personal. Este prea adevărat faptul că respectul pentru casa lui Dumnezeu aproape a pierit, scrie Lenoit Mărturii, volumul 5. Lucrurile și locurile sfinte nu mai sunt recunoscute. Ceea ce este sfânt și înălțat nu mai e apreciat. Nu este oare o cauză pentru lipsa unei evlavii fierbinți în familiile voastre faptul că standardul înalt al religiei este lăsat să se trăiască prin praf? Avem o abundență de motive pentru a menține un spirit fierbinte și devotat în închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Avem motive să fim chiar mai serioși, mai prezenți și mai respectuoși în închinarea noastră decât au fost iudeii. Și credeți-mă că au fost scrupuloși, că dacă nu erau scrupuloși, îi prăjea Domnul. Dar un vrăjmaș e la lucru ca să distrugă credința noastră și sfințenia aia închinării creștine. Gustul moral al închinătorilor în sanctuarul ce sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie înalt, trebuie să fie curat, să fie sfânt. Această problemă a fost, din nefericire, neglijată. Importanța ei a fost trecută cu vederea și ca rezultat dezordinea și lipsa de respect au devenit predominante, iar Dumnezeu a fost dezonorat. I-am zis să zică ceva despre biserică, așa, în ansamblul ei. Sfaturi pentru biserică, pagina 249. Pentru sufletul credincios umil, casa lui Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului. Cântarea de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții lui Hristos, adică de cine urcă aici la anvon, de instructori, de lideri și cei care iau inițiativa în direcția asta, constituie mijloacele rânduite de Dumnezeu ca să pregătească un popor pentru cer. Pentru o închinare mai înaltă. Casa este sanctuarul pentru familie, iar cămăruța și crângul locul cel mai rătras pentru închinarea personală. Dar biserica este sanctuarul pentru adunare, pentru noi toți. Trebuie să existe reguli cu privire la timp, loc și mod de închinare. Nimic din ceea ce este sacru, nimic din ceea ce este legat de închinarea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, nu trebuie tratat cu nepăsare sau indiferență. Nu știu dacă știți, dar Dumnezeu a scris foarte explicit
cum ar trebui să intrăm în biserică. Și vreau să vă citesc. Sfaturi pentru biserică, 249, pagina 252. Când intră în locul de închinare, închinătorii trebuie să aibă o purtare aleasă. Să fie decenți. Să meargă în liniște la locurile lor. Dacă există o sobă în încăpere, erau sobe atunci, nu e potrivit să se îmbulzească în jurul ei într-o atitudine nepăsătoare și indolentă. Avem calorifere astăzi. Vorbirea comună, șoaptele și râsul n-ar trebui permise în casa de închinare nici înainte, nici după serviciul divin. Evlavia arzătoare, activă, ar trebui să-i caracterizeze pe închinători. Vorbim mult. Mult și prost. Și înainte, mult și în timpul serviciilor divine și după. Bătrânii și tinerii ar trebui să chibzuiască bine aceste cuvinte ale Scripturii care arată cum trebuie privit locul unde este prezența deosebită a lui Dumnezeu. Scoateți încălțămintea din picioare, i-a spus Dumnezeu lui Moise, căci locul pe care calci este sfânt, e pământ sfânt. Atât prin exemplu cât și prin cuvânt, voi trebuie să arătați că aveți respect față de credința voastră, că vorbiți cu respect despre lucrurile sfinte. Niciodată când citați Biblia să nu lăsați să vă iasă de pe buze cuvinte ușuratice. Când luați Biblia în mână, fiți conștienți că vă aflați pe un teren sfânt și îngerii sunt în jurul vostru, iar dacă ochii voștri ar putea fi deschiși, i-ați putea vedea. Să vă purtați astfel încât cei din jurul vostru să vadă că sunteți înconjurați de o atmosferă sfântă. O vorbă deșartă sau râsul ușuratic poate îndrepta un suflet în direcția greșită. Și teribile sunt consecințele atunci când comuniunea cu Dumnezeu nu e continuă și se frânge printr-un râs, printr-o vorbă. Nu i-a băgat doar pe copii, a zis și de bătrâni. Când ajungem mai devreme la biserică, că venim, nu putem să venim exact când se începe. Dacă sunt persoane care ar trebui să aștepte puțin, câteva minute până începe adunarea, să păstreze adevăratul spirit de devoțiune prin meditație și liniște, înălțându-și inima în rugăciune spre Dumnezeu. Pentru ca serviciul divin să aibă un efect deosebit asupra inimilor lor și să conducă la convingerea și convertirea sufletelor lor. Ei trebuie să nu uite că solii cerești sunt prezenți acolo. Noi toți pierdem mult din dulcea comuniune cu Dumnezeu prin agitația noastră, pierzând clipele alea de la început de cugetare și rugăciune. Dacă atunci când vin la casa de închinare, oamenii au respect autentic pentru Dumnezeu și au în minte faptul că se află în prezența sa, va exista o dulceață grăitoare în tăcere. Șoaptele, râsul și vorbirea pot fi nepăcătoase în locul unde ne desfășurăm activitatea obișnuită. Însă ele nu pot fi acceptate în casa unde îi se aduce închinare lui Dumnezeu. Mintea ar trebui să fie pregătită să asculte cuvântul lui Dumnezeu pentru ca aceasta să aibă greutate asupra inimii și să o impresioneze. L-am rugat să zică ceva despre când începe serviciul divin. Când intră, pastorul ar trebui să aibă o înfățișare demnă și solemnă. Ar trebui să se plece în rugăciune tăcută de îndată ce păsește la amvon și să ceară cu ardoare prezența lui Dumnezeu. Ce impresie va face acest lucru? Oamenii vor avea o atitudine solemnă și respectuoasă, pentru că pastorul lor vorbește cu Dumnezeu. El însuși se consacră lui Dumnezeu înainte de a îndrăzni să stea înaintea poporului. Solemnitatea îi pătrunde pe toți, iar îngerii lui Dumnezeu sunt aduși foarte aproape. Toți cei prezenți în adunare care se tem de Dumnezeu ar trebui de asemenea să se plece în rugăciune tăcută împreună cu acesta.
pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea cu prezența sa. Legat de programe. Întâlnirile pentru diferite prezentări și pentru rugăciune n-ar trebui să fie lungi și plictisitoare. Dacă este posibil, toți ar trebui să respecte ora desemnată. Iar dacă sunt unii care întârzie cu jumătate de oră sau chiar cu 15 minute, n-ar trebui așteptați. Dacă sunt doar doi prezenți, ei pot apela la făgăduință. Adunarea ar trebui să înceapă la ora desemnată pe cât este posibil. Fie că sunt puțini, fie că sunt mai mulți. Despre atitudinea în timpul programelor biserici, scrie Dumnezeu. Adevăratul respect pentru Dumnezeu provine din simțământul măreției sale fără margini și conștientizarea faptului că e aici. Adică respectul vine din înțelegerea faptului ăstuia. Nu înțelegi treaba asta? N-ai niciun respect. O să mai vorbim după amiază despre treaba asta. Fiecare inimă ar trebui să fie profund impresionată de acest simțământ. Ceasul și locul rugăciunii sunt sfinte pentru că Dumnezeu e acolo. Când se rostește cuvântul, voi ar trebui să fiți conștienți că ascultați vocea lui Dumnezeu prin slujitorul lui delegat pentru aceasta. Ascultați cu atenție! Nu dormiți nicio clipă, căci prin această toropeală puteți pierde tocmai acele cuvinte de care aveți cea mai mare nevoie. Chiar acele cuvinte care, dacă le-ați da atenție, v-ar feri să vă abateți de pe calea cea dreaptă. Satana și îngerii lui sunt ocupați să dea naștere la o stare așa de confuzie a simțurilor. Astfel ca sfaturile, avertizările, mustrările să nu fie auzite. Iar dacă sunt auzite, să n-aibă un efect asupra inimii și să n-aducă reforma vieții. Uneori, un copil mic poate atrage în așa măsură atenția ascultătorilor încât prețioasele semințe să nu cadă pe pământul cel bun și să aducă roadă. Alteori, tinerii și tinerile au atât de puțin respect pentru casa de rugăciune încât vorbesc tot timpul în timpul predicii. Dacă aceștia i-ar putea vedea pe îngerii lui Dumnezeu cum privesc la ei și cum înregistrează faptele lor, s-ar umple de rușine și de oroare față de ei înșiși. Dumnezeu dorește ascultători atenți. Și nu doar tinerii și tinerii și tinerele fac asta. Stăm de vorbă, stăm pe telefoane, ne facem de lucru, dar în spate e un diavol care știe că de mesajul ăla aveți nevoie și de aia ne țineți așa, ancorați în altceva. Despre sfârșitul programului și evacuarea sălii. Când se rostește binecuvântarea, toți ar trebui să păstreze liniște, ca și cum le-ar fi teamă să nu piardă pacea lui Hristos. La ieșire, toți să treacă fără să se înghiontească, fără să vorbească cu voce tare, simțind că încă sunt în prezența lui Dumnezeu. Că ochiul lui este asupra lui și că asupra lor și că ar trebui să acționeze ca și când el e încă acolo. Să nu se oprească pe culoarul de trecere pentru a vorbi sau a bârfi, blocând astfel pe cei care vor să iasă. În incinta bisericii, atitudinea ar trebui să fie de respect sacru. Și aceasta să nu devină un loc unde se întâlnesc vechi prieteni, unde vorbesc, unde discută despre lucruri lumești sau fac afaceri. Astfel de oameni ar trebui să stea afară. Dumnezeu și îngerii săi sunt dezonorați prin râsul lor zgomotos și prin târșitul picioarelor care se aud în anumite locuri. Despre copii și locul de închinare. Casa lui Dumnezeu este adesea desacralizată, iar sabatul este călcat de copiii noștri. În unele cazuri li se permite să alerge, să se joace, să vorbească și să-și manifeste temperamentul rău chiar în adunare, unde sfinții trebuie să se închine lui Dumnezeu în frumusețea sfințenii. Iar locul care ar trebui să fie sfânt și în care trebuie să domnească o liniște sfântă, unde trebuie să fie o ordine desăvârșită, grijă și umilință, locul ăsta e făcut un Babilon. Confuzie.
E destul pentru a-i produce neplăcerea lui Dumnezeu și pentru a-l face să-și retragă prezența. Este destul ca să-l facă pe Dumnezeu să-i producă neplăcere și să-l determine să-și retragă prezența din adunările noastre. Ei, copiii, se află prea adesea în grupuri, departe de părinți care ar trebui să aibă grijă de ei. Deși sunt în prezența lui Dumnezeu și ochiul lui îi privește, ei sunt ușuratici și banali, șoptesc și râd, sunt nepăsători, nerespectoși și neatenți. Prin urmare, deduc că nu-i păcat că vii cu copilul mic la biserică, ci e păcat când stă în altă parte și nu stă lângă tine. Părinți, este de datoria voastră să vă țineți copiii în supunere desăvârșită, cu toate patimile și temperamentele lor rele. Dacă copiii sunt luați la adunare, trebuie făcuți să știe și să înțeleagă unde se află. Nu sunt acasă, ci sunt acolo unde se află Dumnezeu, unde Dumnezeu se întâlnește cu poporul său. Ei trebuie ținuți liniștiți și fără niciun fel de joacă, iar Dumnezeu își va întoarce fața către voi, părinți, părinților, și vă va binecuvânta. Copilul ar trebui să fie învățat să asculte așa cum copiii lui Dumnezeu îl ascultă pe el. Dacă copiii nu pot fi stăpâniți sau dacă părinții cred că restricția este o pretenție prea mare, copilul ar trebui scos imediat din adunare. Nu trebuie lăsat să distreagă mintea ascultătorilor prin faptul că vorbește sau aleargă. Dumnezeu este dezonorat prin modul liber în care părinții își stăpânesc copiii la adunare. Părinții nu trebuie numai să învețe, ci să și poruncească copiilor lor să intre în sanctuar cu sobrietate și respect. Despre copii, învățare și locul de închinare. Părinți, înălțați standardul creștinismului în mintea copiilor voștri. Ajutați-i să aibă experiențe cu Iisus. Învățați-i să aibă cel mai înalt respect pentru casa lui Dumnezeu și să înțeleagă că atunci când intră în casa lui Dumnezeu trebuie să aibă inimile înmuiate și supuse de gânduri ca acestea. Dumnezeu este aici și asta e casa sa. Trebuie să am gânduri curate, gândurile cele mai sfinte. Nu trebuie să fiu mândru, nu trebuie să fiu invidios, nu trebuie să fiu gelos, nu trebuie să am prejudecăți, nu trebuie să am ură sau un cuget. Sau să cuget lucrurile în inima mea, pentru că vin în prezența lui unui Dumnezeu sfânt. Aici este locul unde Dumnezeu se întâlnește cu poporul său și îl binecuvântează. Cel prea înalt privește la mine și îmi cercetează inima și citește cele mai tainice gânduri și faptele vieții mele. Asta să învățăm pe copii. Mintea lor delicată și sensibilă beneficiază de eforturile depuse de slujitorii lui Dumnezeu în funcție de modul în care îi tratează părinții acasă. Mulți capi de familie fac din serviciul divin un subiect de critică acasă, abordând doar unele lucruri și condamnând altele, aprobând doar unele lucruri și condamnând altele. În acest fel, solia lui Dumnezeu către oameni este criticată și pusă sub semnul întrebării și făcută un subiect ușuratic. Impresiile care sunt făcute asupra copiilor acasă de aceste observații nechipzuite, lipsite de respect, doar cărțile cerului le vor scoate la iveală. Copiii văd, copiii înțeleg mult mai repede decât cred părinții lor. Simțurile lor morale care sunt direcționate greșit în această perioadă nu vor mai putea fi schimbate niciodată pe deplin. Părinții plâng apoi de încăpățânarea inimii copiilor lor și de dificultatea de a le trezi sensibilitatea morală și de a răspunde cerințelor lui Dumnezeu. Dar e vina lor. Culeg doar ce au semănat. Părinți, aveți grijă ce fel de exemplu și ce idei le transmiteți copiilor voștri. Mintea lor este elastică și impresiile se formează foarte repede, foarte ușor. Cu privire la serviciile de la sanctuar, dacă vorbitorul are o lipsă, dacă are un defect, temeți-vă să-l faceți cunoscut.
Vorbiți numai de buna lucrare pe care o face, de ideile bune pe care le prezintă și pe care voi trebuie să le ascultați ca venind din partea instrumentului folosit de Dumnezeu. Se poate vedea foarte repede de ce copiii sunt așa de puțin impresionați de cuvânt și de ce au așa de puțin respect față de casa lui Dumnezeu. Educația lor deficitară este deficitară din acest punct de vedere. Serviciul divin de închinare și de adorare la adresa lui Dumnezeu nu va fi tratat în contextul ăsta decât ca un context obișnuit. Despre îmbrăcămintea la biserică, o extremă. Totul trebuie să fie curat, ordonat și în rânduială. Însă nu trebuie îngăduită etalarea exterioară, care ar fi fost cu totul nepotrivită pentru sanctuar. Nu trebuie să existe împodobire, căci aceasta ar încuraja lipsa de respect. Atenția oamenilor este adesea îndreptată spre cutare sau spre cutare, articol, fin, elegant, de îmbrăcăminte. Și astfel sunt introduse gânduri care n-ar trebui să aibă loc în inimile închinătorilor. Dumnezeu ar trebui să fie subiectul gândului, obiectul închinării și tot ce distrage mintea de la slujba solemnă și sfântă constituie o ofensă adusă lui. Tot în direcția aceasta, tot ce e legat de îmbrăcăminte ar trebui respectat cu strictețe, urmând îndeaproape regula biblică. Moda e zeița care stăpânește lumea de afară și adesea se strecoară și în biserică. Biserica ar trebui să facă din cuvântul lui Dumnezeu standard, iar părinții ar trebui să gândească cu înțelepciune la acest subiect. Când își văd copiii înclinați să urmeze moda lumii, ar trebui ca și Avram să poruncească cu hotărâre casei lui, casei lor. În loc de a-i uni cu lumea, ar trebui să-i lege de Dumnezeu. Nimeni să nu dezonoreze sanctuarul lui Dumnezeu prin veșminte bătătoare la ochi. Îngerii lui Dumnezeu se află acolo și privesc. Cealaltă extremă poate fi aceasta. Mă întristez adesea și sufăr când intru în casa unde este adorat Dumnezeu și văd îmbrăcăminte dezordonat. Atât pentru bărbați cât și la femei. Dacă inima și caracterul erau arătate prin înfățișarea exterioară, atunci cu certitudine că nimic nu poate fi ceresc în oamenii ăștia. Ei nu au o adevărată idee cu privire la ordine, curățenie și un comportament plăcut pe care Dumnezeu le cere de la toți cei care vin în prezența Lui ca să-i se închine. Ce impresie fac aceste lucruri asupra necredincioșilor și asupra tinerilor care sunt atât de ageri să judece și să tragă propriile lor concluzii? În mintea multora nu sunt mai multe gânduri sacre legate de casa lui Dumnezeu decât de locurile obișnuite. Unii vor intra în casa de rugăciune cu pălăria pe cap, în haine pătate, în haine murdare. Aceștia nu-și dau seama că urmează să se întâlnească cu Dumnezeu și cu îngerii sfinți. Ar trebui să aibă loc o schimbare radicală în această problemă, în toate comunitățile noastre. Din cauza lipsei de respect în atitudine, îmbrăcăminte și un cadru mental adecvat pentru închinare, adesea Dumnezeu și-a întors fața de la cei care s-au adunat să-i se închine. Muzica în biserică. Melodia unei cântări revărsată din multe inimi, în tonuri clare, distincte, este unul din mijloacele de care Dumnezeu se folosește ca să salveze suflete. Întregul serviciu divin de închinare ar trebui să se desfășoare în solemnitate și în temere, ca și cum ar fi acolo Dumnezeu. Cei care includ cântări în cadrul serviciului divin ar trebui să aleagă imnuri care au o muzică adecvată pentru ocazia respectivă, nu melodii în tonuri de înmormântare, ci unele vesele, dar în același timp și solemne. Vocea poate și ar trebui să fie ajustată, înmuiată și supusă. Cântarea este o parte din închinarea adusă lui Dumnezeu, dar când o facem de mântuială, așa cum se întâmplă adeseori, ea nu face cinste adevărului și nu-i aduce onoare lui Dumnezeu. Ar trebui să existe un sistem și o ordine în această privință. Formați un grup din cei mai buni cântăreți, ale căror voci pot conduce adunarea și apoi toți cei ce vor să li se adune, să li se alăture. Cei ce cântă ar trebui să se străduiască să cânte în armonie. Ar trebui să-și ia timp pentru repetiții, astfel încât să folosească acest talent spre slava lui Dumnezeu. Muzica ar trebui să aibă frumusețe, să aibă patos și putere. Vocile să se înalțe în cântec de slavă și adorare.
Ajutați-vă dacă se poate și de instrumente muzicale și lăsați ca armonia glorioasă se înalțe către Dumnezeu ca o jertfă bine primită. Despre rugăciunea publică. Rugăciunile noastre în public ar trebui să fie scurte, să exprime numai nevoile reale ale sufletului, cerând în simplitate și în credință exact lucrurile de care avem punctual nevoie. Îi îndemn pe frații mei pastori să-și îmbunătățească maniera de a se ruga. Puteți și trebuie să faceți acest lucru. Trebuie să vă spun, cu cât veți scurta rugăciunile insipide, cu atât mai bine va fi pentru comunitate. În general se întâmplă în felul următor. Cu cât există mai puțină vitalitate a cerului într-o rugăciune, cu atât e mai lungă. Nu vă rugați lung înaintea comunității, decât dacă știți că Dumnezeu conduce rugăciunea aia. Rugăciunile publice trebuie să fie scurte, scurte și pline de râvnă. Rugăciunea rostită încet, monoton și într-o manieră searbă, dă, nu este primită de Dumnezeu. Despre atitudinea generală la încheiere și am încheiat. Domnul dorește ca slujitorii săi care predică, care slujesc să fie plini de Duhul Sfânt, de energie de la Duhul Sfânt, iar ascultătorii să nu stea într-o indiferență somnolentă, să privească în gol, fără să reacționeze în vreun fel la ceea ce se spune. Acești pretinși creștini nepăsători și mohorâți nu dovedesc aceeași lipsă și ambiție și zel atunci când sunt ocupați cu afacerile lor. Dar lucrurile de o importanță veșnică nu îi mișcă profund. Ar trebui să existe biserici treze, active, care să-i încurajeze, să-i susțină și să-i ajute pe slujitorii lui Hristos în lucrarea de salvare a sufletelor. Acolo unde biserica merge în lumină, vor fi răspunsuri voioase și entuziaste și cuvinte de laudă pline de bucurie. Fiecare urmaș al lui Hristos ar trebui să se implice în închinare. Mai există și partea de predicare de care se ocupă cei a căror misiune este aceea de a învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Deși nu toți pot și nu sunt chemați să slujească prin cuvânt și învățătură, nimeni n-ar trebui să fie un ascultător rece sau inert. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu le-a rostit evreilor în vechime și tot poporul să zică amin, acest răspuns în favoarea sufletului lor era cerut ca o dovadă că au înțeles cuvântul rostit și că erau interesați de el. Atitudinea pasivă a închinătorilor în casa lui Dumnezeu constituie un motiv pentru care lucrarea nu produce mai mult bine. Dacă v-ați supărat, trebuie să o rezolvați cu Dumnezeu. Avem o problemă comună, desacralizarea sanctuarului. Și asta nu o pot repara eu. Sau doar eu. Spunea cineva zilele trecute, am citit o maximă, vedem mereu drumul bun, însă mergem doar pe la pe care suntem obișnuiți să mergem. Știm cum ar trebui să fie. Știm ce e bine. Iar astăzi am aflat și mai clar, și mai răspicat. Putem începe anul în maniera în care l-am încheiat pe cel trecut și la capitolul ăsta și o putem amplifica starea asta. Sau, dragii mei, am putea să ne dăm mâna și să facem un efort, să întreprindem un efort comun, constant, ca să rezolvăm problema asta. E o poveste, se spune că într-o pădure a izbucnit un incendiu și toate animalele care încotro să-și salveze viața. Și la un moment dat, pasărea colibrii a început să tot vină către locul unde era incendiu, cu o picătură de apă în cioc. A tot dus, scuipa apa aia, iar se ducea, iar lua apă, iar scuipa aia. Și la un moment dat, tigrul, spune povestea, i-ar fi zis, băi, de aici nebună? Tu nu-ți dai seama că e inutil demersul ăsta? La care ea, după ce varsă picătura din cioc, îi zice, ba da, știu, dar eu îmi fac partea mea. Eu îmi fac partea mea.
Acum s-ar putea ca ceea ce v-am chemat eu astăzi să facem împreună să fie un gest nebunesc din punct de vedere omenește. Dar vreau să vă gândiți foarte serios, nu la ce trebuie să facă pastorul sau comitetul sau diaconii sau la ce putem face noi, fiecare, cu copiii noștri, cu tinerii noștri, cu bătrânii noștri, cu familia noastră. Îi scria Pavel lui Timotei, zice așa, dacă voi zăbovi, fii atent, dacă voi zăbovi, să știi cum să te porți, cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, 1 Timotei 3,15. Aici e casa lui Dumnezeu, dragii mei. Spune Iacov că aici e poarta cerului. Însă se întâmplă adesea ca eu și poate ca mine și dumneavoastră să fi făcut din poarta cerului o peșteră de tâlhari. Știu că vă doriți prosperitate, sănătate, progres, hai să-i spun, progres în anul acesta. Și eu îmi doresc. Dar zice Dumnezeu așa, am văzut că aceste lucruri astea de care am discutat trebuie înțelese și corectate. Și doar așa biserica va prospera. Nimic nu este ascuns de ochiul său atot cercetător. Dacă v-ați format în vreo măsură obiceiul de a fi indiferenți și neatenți în casa lui Dumnezeu, exersați-vă puterile. Exersați-vă puterile pe care le aveți pentru a corecta și a arăta respect. Practicați venerația până când ea devine o parte a voastră înșine. Fiul omului. Vezi? Vezi ce fac ei? M-aș bucura ca îngerul raportor să o ia la sănătoasa spre cer și să-i spună Domnului că am schimbat ceva. Și să-i dea lacrimile de bucurie Domnului că ce ne-a spus de 100 și vreo 50 de ani încoace, are în sfârșit efect. În viața mea, în viața familiei mele și în viața comunității noastre. Dumnezeu să aibă milă de noi, să dea putere și lucrurile pe care le putem îndrepta, să le îndreptăm cu puterea care vine de sus. Amin. Spre slava și onoarea lui Dumnezeu, încheiem acest serviciu divin cu cântarea numărul 358. Doamne, dăm cuvântul Tău! Thank you.
Tată Divin, în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos, ne dorim să-ți aducem veșnic mulțumire pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi. Îți mulțumim pentru aceste învățături sfinte pe care le-am primit în această zi și te rugăm, Tată, să ne ajut să avem o atitudine demnă de numele pe care Tu ni l-ai dat de copiii ai Tăi și ajută-ne ca bunici, ca părinți, să putem să fim exemple vii pentru cei din jurul nostru, pentru copilașii noștri, pentru nepoții noștri, care să ducă în special către exemplul suprem al Domnului nostru Iisus Hristos. Ne dorim prezența Ta cea sfântă în viața noastră, de aceea te rugăm să refești în măsură bogată Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi, peste casa noastră, și mai ales peste casa Ta de aici, din Pitești, de pretutindeni din lumea aceasta. Dorim ca să Te lăudăm acum, dar dorim și în veșnicie, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Îi rog pe cei care nu au luat o făgăduință să rămână puțin pentru a merge în camera comitetului și dumnealor să ia o făgăduință. De asemenea, aș vrea să anunțăm programul pentru după amiază. Pentru cei care se pregătesc pentru botez, rugămintea ar fi ca pentru perioada următoare să ne putem întâlni la ora 15, la ora 3, pentru aproximativ o lună și jumătate, pentru a ne putea încadra cu materialul pe care îl avem de parcurs până la momentul evanghelizării, respectiv momentul botezului. În plen ne vom întâlni începând cu ora 17. După amiază vă provoc la un concurs biblic unde sau în cadrul căruia să așezăm niște borne pe o hartă istorică, o hartă biblică, și învățând niște lecții prețioase să evităm eșecuri, înfrângeri, să avem parte de biluințe și să moștenim Canaanul Ceresc. Vă aștept cu același drag, cu același dor să vă întoarceți și să îl lăudăm împreună pe Dumnezeu. Nu uitați mesajul de astăzi, păstrați-l în suflet și dacă este ceva de schimbat, nu uitați, schimbarea începe cu mine. Domnul cu noi. Amin.